Maria, bună ziua! Bună ziua! Ce faci? Bine! Vreau să te întreb ce s-a întâmplat cu tine și unde? Anul 2008, pe 5 decembrie, am pățit accidentul la fabrica din Chișinău, uzinelor 206. Mi s-a smuls părul din cap și mâna. Dar ce s-a întâmplat? Eu lucram la fabrica prelucrarea lânii. Și acolo era un aparat care sfârma lână. Și m-a prins în aparat și el. Dar cum s-a întâmplat? Cum ai ajuns tu în aparatul respectiv? În aparatul nu știu cum am ajuns. Eu țin minte până la ora 6 am lucrat. După ora 6 nu mai țin minte. Eu cum m-am trezit în spital. Era. Dar ce fel de aparat? Ce făcea aparatul acela? Fârma lână. Chiar și ca întreagă și partea cealaltă era formată. Dar din ce el era format? Avea niște cuțite sau...? Avea un val și pe valurile și el avea un fel de coarne care e de la furcă, greble, așa ceva, dar aparatul nu avea aparatoare. De poate și maninat ne-a tras mânica la sfiter, nu știu, nu pot spun. Dar cine era acolo cu tine? Lucrători, erau mulți lucrători. Și a văzut cineva cum tu ai căzut acolo? Nu, ei erau afară la fumat. Dar până la urmă, tu ai căzut sau te-a împins cineva? Eu am căzut. Dar de la ce? De la supraoboseală sau de cum crezi tu? De la oboseală. Eu așa mă gândesc, eram prea obosită. Dar s-a avut apărătoare acel aparat? Nu pățăm așa ceva. Dar nimeni n-a văzut din administrație că ea nu are apărătoare? S-a văzut, dar nu s-a luat măsuri. Dar tu de cât timp lucrai acolo? De un an jumate. După ce am pățit accidentul ăsta, după ce m-a prins aparatul, automat, când omnit salvarea m-a luat, urmă automat și s-a pus apărătoare acolo. Dar până atunci nu era? Nu era apărătoare. Dar tu le-ai zis cuiva sau cineva din angajați le-a zis? Nu le-a zis nimeni. După ce am pățit eu, dar s-a grăit că nu a fost apărătoare, nu... Iată și poate și-am chicat acolo. Și ce s-a întâmplat acolo cu tine în aparatul respectiv? Mi s-a spus mâna și părul din cap. În ce stare era capul la tine? Adică până la os era luată? Da, până la os, dar eu nu știu cum s-a spus părul din cap, că eu aveam păr lung. Dar părul era coc. Cum m-a neanat și ne-a smuls părul, nu știu. Și ți-a luat pielea până la os? Până la os, da. Și mâna de unde a fost smulsă? De număr. Cine a dat de tine? Lucrătorii. I-au chemat ambulanța? Da, lucrătorii au chemat ambulanța, pe urmă s-au sunat la director, că directorul nu era în firmă. Și a venit și directorul. În ce stare tu erai atunci? Stare gravă. Erai conștientă sau nu? Nu țin minte nimic, dar așa ne s-a spus că nu eram conștientă. Dar când tu ți-ai revenit, peste cât timp? Dacă am stat 10 zile în reanimație, așa, 11 zile. Eu ne-am revenit și... În ce stare te-ai trezit? În stare m-am trezit când avem părul, nici mână. N-avem... Tu ai văzut asta? Da, am văzut, dar puțin mai târziu și pe urmă am dat întrebările unii. Ce s-a întâmplat cu mine? De păr nu știem până să am părul. Mâna am văzut-o, că nu. Că eu avem dureri și tot spunem că ședea în spital cu mine mama și sora. O săptămână mama, o săptămână sora ședea. Și eu tot spunem că mă doare mâna. Dar eu nu mă uitam că eu nu am mâna. Și pe urmă nu știu cum am pus mâna așa și am văzut că eu nu am mâna. Și am dat întrebare și am pățit și ni s-a spus numai de mână. Pe urmă, da, nu știu cum, peste vreo câteva zile vine Anatol Bani să-mi fac pansament. Medicul tău. Da, și atunci am văzut că n-am nici părul, dar ni s-a spus ca să nu mă scârghească, ni s-a spus că părul a să-mi crească. Și ai fost atunci operată? Da. Ce ți-a spus mama, ce ți-a spus medicul, ce s-a întâmplat cu tine? Mi s-a spus că accident la muncă, s-a pierdut mâna, deodată mi s-a spus de mână, pe urmă mi s-a spus de păr. Ce ai simțit atunci, Maria? Durere. Da, am acceptat așa cum este. Credeai atunci că s-a terminat viața? Da. M-am gândit că n-a să
Nu mă ajutam și mă gândeam, să mă duc în sat. Cum a să uite lumea la mine și a să-mi zic lumea la mine. Aveam așa un gând ca să mă duc și eu din ogradă n-a să mă ies. Stau numai în casă și în ogradă. Adică la tine viața s-a împărțit în două părți, până la accident și după accident. Da. Și când și cior m-am depres, Dar la ce ți-a făcut operație? Mi s-a făcut prima dată operație la mână, pe urmă s-a făcut la cap, peste vreo câteva zile. Dar la mână pentru ce a fost nevoie de operație? Era tot, după cum am înțeles, că spata era atât dat pielea jos și ni s-a ridicat, ni s-a pus, ni s-a tăiat, că mai rămăsesc niște oase acolo, ni s-a scos. Nu tot să-l pui. Dar la cap? La cap am avut operația. Ni s-a luat de la stomac prapură, și ne s-a pus, s-a unit cu vinișoarele la cap și piele de picior deasupra la prapură și s-a pus la cap. Adică s-a luat piele de la picior și de la burtă? De la burtă ne s-a luat prapură. Aha, de la stomac. Dar de picior ne s-a luat și piele de pe picior ți-au pus-o pe cap? Da. Și acum s-a prins, e totul bine? Da. Te simți bine acum? Da, mă simt bine. Numai când schimbă vremea, mă doare capul și mâna. Dar câte operații ai avut? 4. Stomac, cior, capul și mâna. Cât timp ai stat în spital? O lună de zile. După asta ai revenit acasă? Da, am revenit pe vreo câteva zile și pe urmă am întors înapoi. În toată această perioadă de o lună de zile a fost cineva din administrație, din firmă? Da, a fost firme. Directorul. Ți-a adus niște bani acolo pentru tratament? Da. Câți bani ți-a adus? Până la vreo 20.000, așa, după cheltuielile care am dat cu mine și s-au cheltuit. Bani trebuie pampers, am stat cu pampers, am așa ceva, vreo 20.000. Plus la asta și ne-au mai dat pe cărcică. Eu am deriș cu cărcică tot. În total 20.000. Cam așa și el. Atunci. Da, de atunci au trecut 14 ani. De atunci te-a ajutat cu ceva? De atunci m-am întâlnit odată cu un om care ne-a luat rămas și ne-a dus 2.000 de lei și de atunci nu l-am mai văzut. Atât ai tot? Da. Dar odată ce a fost un accident de muncă, ei nu trebuiau să te întrețină, să-ți plătească o pensie? Da, ne-a promis ca să-mi dăie cameră în cămin, ne-a promis ca să aibă grijă de mine toată viața, să-mi cumpere paricuri, proteze. Și firma mea a lucrat după accident 2 ani de zile, pe urmă el a vândut firma și a dispărut. Eu până nu l-am mai găsit. Și dar eu când am intrat la lucru, am lucrat cu șeful care s-a cumpărat firma. Și de atunci nu ai mai primit un leu? Nu. Dar nu s-a pornit atunci o anchetă, poliția, nu a pornit o anchetă? Da, s-a pornit, dar eu am iertat, după cum mi-a promis el ca să-mi fac, ca să-mi dă, așa, am crezut. Dar ce ți-a promis el atunci, directorul? Mi-a promis că a să aibă grijă de mine, el a să-mi cumpere paricuri, el a să-mi dă bani lunari, el a să-mi dă proteză? Da, proteză, cameră în cămin. Și atunci trăiem la gazdă și el s-a spus că el a să ne achite și gazdă, eu să nu fac griji cu gazdă, cu el a să ne achite. Dar au făcut o recipisă înscris cu uite, eu, Maria, mă asigur ca să te întreți în toată viața? Nu. Adică promisiunile au fost din doar vorbe? Da. Dar de ce Maria a acceptat lucrul ăsta? Adică ți-a fost distrusă viața și tu ai acceptat, ai iertat un om? Am avut încredere. Acum îți pare rău? Da. Dar acum nu mai poți face nimic, să mergi la poliție să... Nu, e târziu, dar 15 ani. S-a fost 10, da. M-am interesat, s-a fost 10, că când s-a putut întors dosarul. Dar dacă am mers pe 15, nu se poate face nimic. Dar tu atunci ai vrut să-l iert sau poate cineva din părinți, din rudiță a zis? Nu, eu am vrut să iert. Dar el a fost la tine și ți-a zis să-l ierți? Da, el când a ieșit chiar din spital, a mers, a venit la spital, m-a luat și m-a dus la Țânțăreni. Și cât am mers pe drum, noi așa am grăit și el și ne-a spus că ca când să nu merg mai departe prin poliție, prin chela să ții de cuvânt și a să fac tăcere. Și tu ai retras plângerea? Da. Tu acum primești pensie alimentară, pensie de invaliditate?
Da, primesc 1836. Atâta? Atât. Lunar. Lunar. Și ce faci cu 1800 de lei? Nimic, cumpăr de mâncare și... Dar ce grad de invaliditate ai? Gradul 2 pe viață. De ce gradul 2 și nu gradul 1? Nu, și gradul 1 am fost aici la Telenești, ne-a dat gradul 2, pe urmă am dus la Chișinău și am cerut gradul 1 și... Ai recontestat? Da, și domnul de acolo mi s-a spus că eu stânăr, am mâna dreaptă să mă duc să caut de lucru, să lucrez, nu caut gradul 1, că gradul 1 se dă la persoane care pierd 70%. Dar cum pot spune așa ceva? Adică ei credeau că o să crească mâna înapoi sau... Probabil. Și tu acum din ce bani te întreții? Doar din pensia ta? Da, din pensie. Până am mai lucrat, am dat aminte acasă, dar mă întrețin din pensie. Maria, zi-mi, te rog, cât de greu ți-a fost să te acomodezi cu starea pe care o ai tu? Probabil erai privit altfel de oameni pe stradă, în sat. Da. Cum te priveau oamenii? Să uitau, mă îndădeau întrebări, care poate și zâmbeau după cum mă vedeau. Dar au fost vreo situație când din cunoscuți poate ți-au zis ceva sau... Nu, din cunoscuți nu. În piață, când mă aducem, apoi mergeam și s-a cunoscut că am paric și m-a strigat un domn care tot se vindea la masă, acolo era la lucru și scoateți paricul din cap. Și am mers mai înainte, nu am... Ți-a fost greu să auzi asta? Da. Dar te cunoștea acel om sau nu? Nu. Să nu judeci fără să... Dacă nu știi cum e viața la acest om. Tu acum cu ce te ocupi? Unde ești? Eu acum mă ocup cu lucru prin prejurul căsii. Tu locuiești în sat acum? Da, în acasă. Ești căsătorită? Da. Soțul unde este? Plecă la Franța. Dar cu el ai făcut cunoștință după accident? Da, după accident. Și cum ai făcut cunoștință? Ieșim la lucru, el era la oprire. Doi la oprire am făcut cunoștință. El știa în ce stare ești tu, adică că ești fără mână? El de dată nu știa. O săptămână ne-am întâlnit tot acolo la oprire, pe urmă am hotărât să-i spun. Că-s cu paric, cu proteză. El n-a zis nimic, el m-a acceptat așa. Nu l-a deranjat situația mea. Cred că ai fost cea mai fericită atunci. Da. Ești fericită lângă el? Da. Voi aveți copii? Cu dânsul împreună nu avem copii, dar el are copii. Câți copii? 3 copii are, dar unul cu noi. Dar de ce îi creșteți voi? S-a dispărțit de prima soția lui și a luat copilul cu noi. Ți este greu să crești copii străini? Nu. Cum îți spun? Mamă. Dar tu de ce nu ai copiii tăi, Maria? Nu pot. Nu știu. Medicii ce spun? N-am fost așa la controle să... Ce-ți dorești acum cel mai mult? Sănătate și putere. Dar de ce ți este mai fric cel mai mult? Bătrâneț. Dar zi-mi, te rog, cine-ți face lucru? În casă, afară, odată ce soțul este plecat și ai rămas doar cu băiatul micuț. Eu ne-l fac. Tu faci mâncare? Eu fac mâncare, eu curățenie. Dar cum faci mâncare? De exemplu, cum curiți o cartofă, o ceapă? Îmi pun picioare așa, un ștergărel, pun cartofa, o curăț. Cartofa o ții cu picioarele? Da. Dar afară, cine o să-ți prășească? Cine îți greblează? Tot eu. Așa comun? Păi cu ajutorul băiatului și ceșor. Aleacă, băiatul, aleacă, eu așa să mergem înainte. Dar cât de greu ți-a fost să te acomodezi, să faci lucruri pe care oamenii le fac cu două mâini, tu, cu o mână? Ți-a fost greu la început? La început mi-a fost tare greu. Dar pe urmă, eu am început să lucrez, eu sunt greu, nu știu cum m-am deprins, ca să nu sunt greutățile astea. Și acum? Totul faci? Cum făceai singur. Până la accident. Da. Maria, îți mulțumesc mult și îți doresc multă sănătate. Mulțumesc frumos și dumneavoastră la asemenea.